Credincioși, dragi radioascultători, în această duminică a 16-a timpului de peste an, Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbește în Evanghelie atât de profund despre împărăția lui Dumnezeu, folosindu-se de trei imagini simple, dar foarte sugestive, cea a grâului și neghinei, cea a grăuntelui de muștar și cea a aluatului. Iisus a vorbit mulțimii contemporane lui în parabole și nimic nu le spunea oamenilor fără să se folosească de parabole, ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice: Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui lucruri ascunse de la crearea lumii. În contextul Evangheliei de astăzi, foarte surprinzător apare interesul ucenicilor pentru parabola grâului și neghinei. După ce Iisus a părăsit mulțimea, a venit acasă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au spus: Explică-ne parabola neghinei din ogor. El le-a zis: Cel care seamănă sămânța bună este fiul omului. Ogorul este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău, dușmanul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Probabil pentru ucenici, ca și pentru noi, de altfel, de neînțeles este atitudinea semănătorului cel bun, identificat de Mântuitorul Hristos cu Fiul omului, care le spune slujitorilor săi să lase neghina să crească împreună cu grâul până la seceriș. Se pot desprinde multe interpretări din această atitudine a semănătorului cel bun, însă merită a fi remarcată interpretarea Sfântului Ioan Gură de Aur. Episcopul de Constantinopol, Ioan Gură de Aur, într-o omilie de-a sa, în care vorbește despre parabola grâului și a neghinei, spune că semănătorul cel bun a lăsat ca neghina să crească împreună cu grâul, cu gândul că poate multe dintre aceste neghine se vor schimba și vor ajunge grâu. În mintea multor oameni exista și în mintea unora încă mai există o idee confuză despre Mesia. Profetismul antic, greșit înțeles sau neînțeles, poate să fi lăsat o urmă a ideii unui Mesia puternic, care ar fi făcut ordine și i-ar fi îndepărtat pe cei răi, și în cele din urmă a fundat o comunitate nouă, numai cu oameni buni și fără prihană, fără păcat. Iubiți creștini, dragi radioascultători, Iisus Hristos, Mesia, a apăsat pe brazdele istoriei pentru a semăna iubirea lui Dumnezeu în lume. Pentru unii, această sămânță a iubirii a adus roade, roade din care se hrănesc atât ei, cât și semenii lor. Însă, pentru alții, sămânța iubirii a fost înnăbușită de sămânța vrajbei și a urii. Ceea ce este de neînțeles pentru noi și ne copleșește este atitudinea lui Dumnezeu de a răbda până când neghina se va transforma în grâu, până când vrajba și ura se vor transforma în iubire.
referitor la dificultatea de a înțelege această parabolă, într-o zi, Papa Paul al VI-lea l-a întrebat pe secretarul său: care parabolă este cea mai dificilă și greu de înțeles? Nu știu, Sanctitate, a răspuns secretarul său. Iar Papa continuă: este vorba despre parabola grâului și a neghinei, unde se vorbește despre semănătorul cel bun și despre semănătorul cel rău, care trece după ce sămânța bună a fost semănată și împrăștie sămânță rea. Sunt greu de înțeles, spune Papa Paul al VI-lea, capacitatea și răbdarea semănătorului bun de a aștepta ca neghina să se transforme în grâu. Antifona de la prima lectură de astăzi, luată din Cartea Înțelepciunii, ne ajută să înțelegem această parabolă. Doamne, Tu dai celor păcătoși posibilitatea să se întoarcă la Tine. Și autorul cărții Înțelepciunii ne ajută să înțelegem atitudinea lui Dumnezeu, spunându-ne: nu există niciun Dumnezeu afară de Domnul care să aibă grijă de toate, și pentru că este stăpân peste toate, se arată îngăduitor față de toți, judecă cu blândețe și ne conduce cu multă îngăduință. Nerăbdării instinctive, năvalnice a slujitorilor din parabolă, vrei să mergem ca să o smulgem? Semănătorul cel bun îi răspunde: lăsați-le să crească împreună. Trăim, dragi credincioși, dragi radioascultători, în lanul iubirii lui Dumnezeu împreună, grâul și neghina, cei buni și cei răi, cei sănătoși și cei bolnavi, cei bogați și cei săraci. De ce ne-a lăsat Dumnezeu să trăim împreună, buni și răi, sănătoși și bolnavi, bogați și săraci? Pentru ca să creștem împreună și, crescând împreună, cei buni să-i ajute pe cei răi să devină buni, cei sănătoși să le aline durerea celor bolnavi și să-i ajute să se vindece, și cei bogați să-i ajute pe cei săraci. Este posibil ca unul sau altul dintre noi să fim neghină. Ce trebuie să facem? Ce au făcut neghinele, tâlharii răstigniți alături de Iisus? Unul s-a transformat în grâu, iar celălalt a fost smuls și ars în foc. Dar ceilalți, care suntem grâu, ce trebuie să facem? Ce a făcut Mântuitorul Hristos? S-a făcut mic cu cei mici, s-a făcut sărac cu cei săraci, i-a vindecat pe cei bolnavi și a murit pentru noi, ca noi să avem viață. Tată, mă rog pentru cei pe care mi-ai dat. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și cei pe care mi-ai dat. Fraților, ne spune Sfântul Apostol în cea de-a doua lectură de astăzi, scrisă Romanilor: Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre. Însuși Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite, iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor, cunoaște gândurile Duhului Sfânt. El știe că intervenim pentru credincioși, Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca noi cu toții să strălucim în împărăția Sa. Biserica este de fapt împărăția lui Dumnezeu în faza ei terestră, pământească. Să-L invocăm astăzi împreună pe Duhul Sfânt ca să vină în ajutorul slăbiciunilor noastre,
să intervină pentru noi cu strigăte negrăite, ca să se împlinească voința lui Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos!